grea și atipică perioadei în care ne aflăm. Acum trebuia să avem zăpadă și maxima zilei ar fi trebuit să fie undeva la 5-6 grade. Mai am unul pe baterie și la momentul ăsta se găsesc în magazinele online. Ca să nu mai faceți efort la pompă, se găsesc vermorele electrice, foarte eficiente, foarte bune, la prețuri destul de accesibile. Și pentru că sunt la clipul ăsta, tip psihopat, bine v-am găsit! La mulți ani în 2021, astăzi, pentru că am ajuns din nou la mini-livadă, o să fac al doilea tratament cu cupru și vreau să menționez aici că este vorba de oxiclorură de cupru de data asta. Dacă data trecută am făcut hidroxid de cupru, acum folosesc oxiclorura de cupru. Pentru că data trecută am primit comentarii precum că nu port protecție. De obicei folosesc mască și ochelari. Doar că data trecută m-am grăbit ca să termin ceva mai repede, pentru că începuse să bată vântul foarte tare. Azi, repet, tratamentul cu cupru nu aveam de gând, dar am găsit o zi doar cu câteva adieri de vânt. Vreau să menționez faptul că eu nu mai folosesc sulfatul de cupru de vreo 4 ani. Acest sulfat de cupru, în primul rând, se diluează foarte greu. Fiind o temperatură scăzută afară, nu ai cum să dizolvi sulfatul atât de bine. Și automat rămân cristalele de sulfat în compoziție și unde pică s-ar putea să ardă. Decât să am probleme, am evitat să mai folosesc acest sulfat de cupru. Nu spun că nu este ok, dar devine acid în combinație cu apa. Și la o temperatură ridicată face probleme pe scoarță și pe muguri, unde se oprește ea de fapt. În spatele meu, dar nu știu dacă se vede, dar în spatele meu sunt cachii acoperiți de acum vreo 3 săptămâni, când am avut, înainte de prima zăpadă pe care am avut-o și în gheț aici în zonă. De atunci avem temperaturi pozitive ziua la 13 grade. Ne-am dat seama cu toții că este o perioadă destul de grea și atipică perioadei în care ne aflăm. Acum trebuia să avem zăpadă și maxima zilei ar fi trebuit să fie undeva la 5-6 grade. Dar fiind temperaturile pozitive, e posibil să plece și pomii în vegetație. De asta, în momentul în care am văruit și puteți să vizionați și clipul respectiv, am specificat de ce se văruiește. Consider că am făcut un lucru bun în momentul în care am văruit trunchiul copacilor, pentru că am mai observat că acolo unde nu s-a făcut treaba asta, au început să pleznească muguri de rod. Am explicat pe clipul respectiv. Acum, doza pe care o folosesc și în vegetație și în uscat este de 30 de grame per 10 litri de apă. Nu are rost să mărim dozele, pentru că dacă în verde putem să facem doză de șoc, este ok. Acum eu nu am probleme foarte mari și nu are rost să folosesc doză de șoc. Vreau să mențin pomii așa cum sunt ei în momentul ăsta. Nu am avut boli și dacă le-am avut, am făcut tratamentele preventive în decursul vegetației cu pauzele respective de repaus. În sensul că atunci când am folosit produse sistemice, am făcut pauză de 21 de zile. Când am folosit produse de contact, 7 zile. Chiar dacă producătorul specifică că are o perioadă de remanență de 3 zile, eu am așteptat 7 zile. Pentru tratamentul de astăzi o să folosesc aceeași joca, pentru că o am aici la țară, e greu de transportat. O altă variantă de vermorel, unul pe baterie, și la momentul ăsta se găsesc în magazinele online. Ca să nu mai faceți efort la pompă, se găsesc vermorele electrice, foarte eficiente, foarte bune, la prețuri destul de accesibile. Și pentru că suntem la tratamente în repaus vegetativ, o să vă pun în descrierea clipului câteva linkuri de unde puteți să vă comandați aceste vermorele
și chiar un atomizor l-am găsit destul de ok, preț, calitate, cu acumulator simplu și atomizor cu pompă booster, pe care eu îl folosesc în perioada vegetației, face acea ceață care rămâne pe frunză, o peliculă subțire de soluție. Pentru că nu stă nimeni, am oprit pompele din cămin și o să iau apa din fântână. Ceva mai greu, dar... Nu mi-a plăcut echipamentul ăla de dinainte. Și eu că l-am schimbat.
Happy.